Sunt un luce. M-a speriat. Asta este reacția mea de bucurie când văd așa un frumos că vine spre mine. Dragi-vă! Așa, hai, voi doi după mine, da? Nu da, băi! Ce fac cu cheia? Nu sunt numai, da? Du-te în Africa! A dat! S-a speriat! Că un monstru a agățat acolo. Apa, băie, să nu scrieți! N-am reușit să închid ușa! Nu tu mai dai mult? Așa te-a învățat pe tine măta! Bine ați venit la mătănelul și puiuletele! Taci, mă! Lasă-mă să prezint! Ce faci acolo? Faci palet? Da? Vrei să dansăm împreună când vin? Asta înseamnă da. Auzi că e nerăbdător să vin. Da? Și mai e ceva de adăugat? Sau? Și altceva? Dacă ești ură, ce zici? Și ce-i cu părul ăla? Ți-ai tu lăsat, l-ai tu singur. Da, dar cât costa, bă, la frizer? Eu râd de el, dar și eu mă tun tot singur. De-aia niciodată nu am părul mai mare sau mai mic. E tot timpul la fel. Normal. Cum este câte ceva care e mai... care nu stă bine, îl iau cu farfeca. Singur. Nu-i vorba de bani. Problema e că dacă te duci la frizer, una la una, că te duci din când în când, așa că o să ai uneori o să ai părăscut, altăori o să-l ai mediu, altăori o să-l ai mare, după aia te duci iară la scut, la tot felul de mărini. După aia frizerul nu te bulește, uneori nu. Că nici ăla e un idiot. Vreau să zic că poate să fie un idiot. Nu neapărat. Așa. Ce-i asta? Oh my porc. Cred că e porc, nu? Văd mai e ăla acolo, ia stai așa. E vină cu ce, bă, ghiță. Oh, ce frumoșel ești. Hai, se arunca la moțul, de ce zice. S-a speriat. Te-ai speriat? Hai, e noapte acolo cu porcul, dansează cu porcul. Da. Îmi place că să mă tun singur. Nu că ar fi scump să te duc să te facă un frizer, dar mă fac mai bine eu. Adică exact așa cum vreau. Dacă e o șuviță care nu-mi place, pac, am rezolvat-o. Că de fapt așa am și început. Prin a corecta câte o chestie mică. Că și... da, pe aici am fost, da. Că și dacă te duci acolo, ok. Când îi vii de acolo, arăți frumos, nu? Te-a făcut bine. Să zicem că nu e un idiot și te-a făcut bine. Dar așa stă prima zi. Când te-a făcut el. După aia depinde cum te mai culci, cum nu știu ce, cum nu știu cum te așezi. Și oricum se deranjează, stă cât un ciuf aiurea și până ajungi tu la frizer iar ca să te aranjeze din nou, stai cu părul în toate felurile, nu? Că... Dar nu mai am unde să merg, de ce înseamnă să mă arunc acolo jos. Așa că de ce nu mai bine să ai frizerul chiar la tine, lângă tine, tot timpul? Așa că am lângă mine tot timpul? O foarfecă? Adică e în baie, mă rog. Și cum nu-mi place ceva cum arată, cum am rezolvat-o. Hai, bă, să dansăm! Ce face ăla? Ce se întâmplă aici, bă, dorele? Ăsta ori nu-i place apă! Bă, și să tot strâmbăm așa în toate felurile. Să ieșim de aici până nu sare și pe mine. Până nu sare și pe mine. Dacă se mișcă și oasele pe aici singure. Hai să plecăm. Hai să plecăm. Este așa. Stai, mă, liniștit. Nu vreau să stai liniștit. Aici m-am speriat data trecută. Este unul ascuns. Ce faci, mă? Ăla a fost eu, probabil. Am țipat așa, nu? Mi-a arătat cum se țipă, probabil. Uite așa.
Așa e cazul, să țipi când o să-l vezi pe ăla. Eu încă nu-l văzusem. Acum l-am văzut și eu. Ce fac, bă, fă frumos? Nu prea ți-au prit merele alea de aur sau care era prâs la mine și merele de aur sau... Ce se întâmplă aici? Adică, ce se întâmplă aici? Mergem cu calmă. Nu avem de ce să ne speriem. Nu se întâmplă nimic, nu? Nu mă atacă nimeni. Nu bubuie nicio ușă. E un monstru agățat acolo. Vreau să zic că e un monstru agățat acolo. În rest totul în regulă, nicio surpriză neplăcută. Uite și noi prin asta poate găsim ceva bunătăți. Nu știu, vată de zahăr. Când o să iau cheia, am o presimțire. Hai să o luăm totuși. Să salvăm. Luăm cheia. Nu, ne e teamă, dar nu pot să iau cheia. De ce să uită singur în toate părțile? Nu ce? M-am speriat. Asta este reacția mea de bucurie când văd așa un frumos că vine spre mine. Bună ziua! Nu mă știu, nu? Ești mort sau ceva? Sper că... Așa, și de ce am venit aici? Știe cineva? Am luat o cheie! Am luat o cheie, hai să vedem ce facem cu ea. Mai întâi, a fi sau a nu fi, acesta este Mnija. Ok, iată tot aici. Este un pic. Nu puteam să-l fac mai mare? Ba da, uite. Puteam să-l fac și mai mare. Să-l întoarcem cu fața cum trebuie. Hai, mă. Ok, acum du-te acolo și stai cu minte. Așa. Distracție plăcută. De ce am luat cheia? Cine știe să-mi spună ce fac cu cheia? Și să n-auzi să ți-o bagi în buzunar sau alte de-astea. Sau băga mea și telefonul la încărcat sau băga mea și cheia în buzunar. Am o mare presimțire că aici ceva ne... Uite și tu cum arată, e o cameră goală, întunecată, o chestie în mijloc, o capcană clară. Alo? Hai să luăm mai pe margine un pic. E ok, parcă, pe scăunel sau? Acum tot e în regulă, nu? Bineînțeles, acum tot e în regulă. Și acum mergem să luăm cheia. Acum mergem să luăm cheia. Și... Eu zic să salvez. Sunt sigur că ceva nu o să fie în regulă aici. A apărut ăla? Doi odată. Am crezut că e doar chestia aia, așa. Nu mai da. Du-te în Africa. Monstru, nu mai da. Du-te în Africa. A dat. Bă, cineva, sunt jucător expert. Deci, asta la început am crezut că are ce mișto, uite, cu culori, cu de-astea acum. Bun, hai mai întâi să-i fraierim pe ăștia doi și să ieșim pe ușa asta. Papa, băieți, să nu scrieți! N-am reușit să închid ușa! Unul mi-a rămas, unul afară și unul înăuntru. Și mai bine și ăla din înăuntru. Aua! Aua! Să încărcăm, de data asta o luăm pe ușa din prima. Papa, băieți! Hai mă, dai drumul la tândrum să mișc. Nu, să nu scrieți! Așa, stați acolo, da? Jucați-vă împreună, unul cu altul, fiți cu minți, ok? Și acum...
Și acum unde? Unde e ca? Sunt acolo și joacă, joacă pititea. V-ați ascunselea sau cum se numește? Depinde de... De zonă, de zonă. În unele locuri se spune pititea și în altele v-ați ascunselea. Nu tu mai dai mușchi? Așa te-a învățat pe tine măta. Ia să închidem ușa, da? Stai acolo. Hei, m-am blocat. Nu m-am blocat. Dar vezi că mai e unul, cred că e aici după colț sau undeva. Aha. Face un pipi sau ceva, să-l lăsăm în pace. Nu mai face pipi. Nu mai face pipi. Dar unde mergem? Spune, salut. Ce faci, vin la un suc? Ok, ok. Ok, intră, intră, încuie, închide. Așa. Stai acolo. Nu! Încă unul. Oh, sunt trei, sunt trei. Ce-a zis stânga? A, trebuia să o ia la stânga undeva? Știe cineva de ce trebuia să o ia la stânga? Și care stânga? Aoleu, aici am salvat! Demi, de ce n-am mai salvat și eu din loc în loc? Hai mai repede, hai mai repede, să trecem mai repede un pic. Cred că am luat în direcția greșită. Da, nu! Nu pe aici! Deci, acolo o ia. Păi, se aud în spate, bă, băiatule. Mai vin? Așa, aici trebuia folosită cheia. Deschide ușa asta, se închide ușa la loc. Hai să salvăm aici. Aici, de ce stânga? Probabil încolo, așa spre stânga, nu? Ia să vedem ce se întâmplă. Deci avem pe ăștia doi. Veniți, băieți? Avem aici încă doi. Și acum avem patru. Reușim să-i strângem pe toți după mine? Hai mă, vine și alaltul. Vai, bă, bouăle! Te mai aștept mult. M-a upărat bou. Ok, hai că încercăm data viitoare să-i strângem pe toți patru. Și să-i aduc pe aia doi încoace. Hai mai întâi să-i aduc pe ăștia doi după mine. Nu da, nu da! Așa, hai, voi doi după mine, da? Nu da, băi! Voi doi după mine. Hai, curaj, curaj amândoi. Haideți odată, ce faceți acolo? Veniți, mă, sau nu veniți? Mihi! M-a murit! Sunt și idioți, că dacă ar veni după mine cum trebuie, n-aș fi avea problemele astea. Deci, haideți, amândoi după mine. Hai, hai, hai! Hai, curaj, curaj, curaj! Ați venit? Dar nu se legă, încurcă holurile astea, că văd că nu se descurcă. Ce vreți să facem, nu veniți? S-au încurcat unul în altul, ce-au făcut? E unul! Cel puțin unul este în spatele meu. Așa, și acum apar și ea doi. Apar și ea doi. Deci acum sunt trei. Hai că data viitoare încerc să-i duc pe toți patru. Și aduc pe aia doi de acolo, mai din spate și cu ăștia doi. Să vedem dacă reușim să grupăm patru odată. Dar asta încercăm data viitoare, da? Uite, încărcăm iar. Deci de aici o să ne întoarcem la aia doi și să-i luăm și pe ăștia doi. Da! Mersi că v-ați uitat!